După un an de secetă în care au înregistrat pierderi de milioane, viticultorii moldoveni se plâng că și în 2021, din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă, vor avea din nou de suferit. Acestea au dus la dezvoltarea bolilor în plantațiile de viță de vie. Agricultorii întârzie cu tratamentele obligatorii și sunt nevoiți să muncească contra cronometru pentru a efectua cel puțin o parte din lucrări. Ei trag un semnal de alarmă și spun că există riscul ca recolta de struguri să fie compromisă din cauza bolilor. Conform tehnologiilor, vița de vie se tratează obligatoriu înainte de înflorit și următoarea tratare imediat după înflorit. În acest an, în legătură cu faptul că precipitațiile sunt foarte frecvente, în multe gospodării, viticultorii nu au putut să intre în plantațiile viticole. Vasile Vartic gestionează aproape 700 de hectare de viță de vie în centrul și sudul țării ale unei companii vinicole. El spune că din cauza ploilor a fost nevoit să înceapă tratamentul acestora în faza de înflorire. Practic 8 zile din loc n-am intrat cu tehnica în vie. Abia ieri am putut să intrăm prima zi în lucru. Viticultorii profită de fiecare oră cu soare pentru a reuși să trateze vița de vie în timp util. Aproape câte 14-15 ore, pentru că suntem nevoiți să controlăm via zi de zi. Dacă ploile nu vor conteni, va fi nevoie de implicarea statului. Viticultorii susțin că în situația creată, singura soluție ar fi intervenția cu elicopterul, doar că în prezent în Moldova nicio companie nu prestează un astfel de serviciu. Am încercat să obținem o reacție din partea Mold Aeroservice, singura întreprindere de stat care are în dotare elicoptere folosite la efectuarea tratamentelor chimice, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Responsabilii din cadrul Ministerului Agriculturii susțin că în cazul în care va fi nevoie, ar putea interveni prin negocieri pentru a reanima serviciul dat. În prezent, în țară sunt în jur de 128.000 de hectare de viță de vie. Pentru următoarele 7 zile, meteorologii prognozează ploi.